Bună seara, domnule Mihai Neamțu. Bună seara, domnule Muraru, și vă felicit pentru această ispravă. A fost greu, dar frumos, până la urmă. Te bucur că libertatea triumfă în locul cenzurii și al obstrucțiilor nesfârșite pe care statul, într-un fel, uneori prin oameni corupți în diferite instituții, obstrucții pe care statul le face unor jurnaliști ca dumneavoastră. Ne-am bucurat că legea e respectată, dar iată că uneori cât de greu se trece și la aplicarea legii, dar cum zice românul, mai bine mai târziu decât niciodată, veșnic cu speranța în el, asta e românul. Și chiar și eu în momentele astea în care văd că nu există soluții, în care cred că apun liderii magici pe care România i-a avut, nu mai cred în construcții în jurul unui lider, da, mă rog, e părerea mea. Am spus la un dat că mi-am asumat riscul de a sprijini un tânăr, un politic cu o tânără structură politică. Adică nu vă sprijin pe dumneavoastră personal, că de dumneavoastră era vorba, ci sprijin ceea ce ați construit, cum spuneți dumneavoastră, de la firul ierbii. Cred că poate o structură de tipul ăsta să fie valabilă în următorii ani. Și eu vă întreb, care e soluția Noua Republică? Întâi de toate să spunem că există elemente de istorie comună. Atunci când noastră vă băteați să fiți independent de moguli, independent de orice structură transpartinică, care știm, poate să depinde de contracte de publicitate de pe o piață de multe ori mafiotă, de pe o piață de multe ori clientelară. Vorbesc de firmele de clientelă ale diferitelor partide. Noastră când v-ați rupt de o structură mogulizată, și vă căutați independența, era cred că în toamna lui 2011, așa țin minte, eu cu o mână de oameni pe care iubesc și pe care admir pentru tenacitate și pentru mai ales reziliență, pentru foarte multă răbdare cu care au stat alături, încercam să găsesc o alternativă la PDL-ul care atunci știți că se lefăia la guvernare, care avea în domnul Apostu de pilă la Cluj un primar corupt, nu știu cât de departe totuși de fostul premier Boc, care avea în fiecare județ scandaluri peste scandaluri de corupție și de trafic de influență. În contextul în care deci PDL-ul era la guvernare și aveam o grămadă de prieteni care erau însuflățiți de idealurile dreptei și le vorbeam despre necesitatea unui nou partid radical construit de la zero, eram socotit excentric, dacă nu puțin nebun. Îmi căutam și eu libertatea așa, în spațiul politic, așa cum dumneavoastră vă căutați libertatea în spațiul jurnalistic, gazetăresc. După un an și mai bine, nu? De 6 luni. Dumneavoastră aveți dreptul să emiteți pe toate rețelele digitale din țară. Noi avem dreptul să existăm. Ni s-a dat și nouă parafa de la tribuna la Bea în ianuarie. Deci o convergență cumva interesantă. Asta este partea, să zicem, emoțională. Acum, la partea emoțională vin și întreb acum. Oare ne cred românii că am construit ceva de la zero? Că în spatele nostru sau în spatele Partidului Noua Republică nu e, nu știu, vreo forță obscură până la urmă, vreun mogul, vreun grup de interese mafiote? Eu cred ne că, cred românii? Cred că ne cred și cred că sunt mai multe motive. De la timbrul vocii și de la privirea care trebuie să rămână curată și să poată sfida orice scepticism, până la probe, aș spune, care să fie livrate și de către Curtea de Conturi. Orice audit poate scoate la iveală că nu suntem finanțați de zona obscură a economiei românești și așa mai departe. Dar mai e un lucru la care țin eu spun povestea asta pentru că încă o dată, după un an și jumătate, după 2 ani, se dovedește că acest gând de a avea o televiziune liberă a fost întemeiat într-o nevoie a societății. Până la urmă, despre asta vorbim. Slujiți o nevoie a societății românești, de adevăr și de libertate. Și gândul nostru, al celor de la Noua Republică, al celor care au început într-o obscură cameră de la căminul, sau de fapt, să nu greșesc, Casa de Cultură Prioteasa, cei care știu în București, o casă studențească mai degrabă modestă, gândul nostru a fost acela de a fi cetățeni liberi într-o țară care mai degrabă ne condamnă la sclavie. Și vreau să insist, am anticipat multe mișcări. Am anticipat multe prăbușiri care s-au întâmplat acum câteva zile. Când vorbeam despre eșecul, aș spune, genei pedeliste sau feseniste sau cum vreți dumneavoastră să o spunem, mulți îmi spuneau, domnule, ești puțin naiv, vei vedea că acest partid care a făcut reforme se va salva. Știți ce e trist? Că acest partid a dat 4% din voturile pe care le putea da unei moțiuni care putea fi singura moțiune credibilă pe plan european, moțiunea reformiștilor.
Eu cred că și în plan în România ar fi fost singura care ar fi, cum să spun, dat un alt curs pe DLU, dacă ieșea, zice, moțiunea Monica. Dar vestea bună este că moțiunea reformiștilor a existat cu un an și jumătate sub forma Noii Republici, a luat 30.000 de semnături întâi de la oamenii care au vrut să existăm și noi pe piața asta dificilă a partidelor și după aceea am luat 10.000 de voturi în prima noastră încercare, în prima noastră bătălie. Vor urma alte 10 și sute de mii de voturi. Dar dacă era Noua Republică Monica Macovei cu platforma reformiștii, câte voturi lua? Eu zic că în loc de 4 lua minim 84%, poate are și 84%. Monica Macovei partea ei de rezistență în orice structură, dar cu siguranță ideile, valorile pe care le propagă acești oameni sunt idei care au, repet, stat la temelia proiectului politic Noua Republică. Nu înțeleg de ce unii au nevoie de un an, doi, trei să se lămurească în fața atâtor evidențe. Până la urmă, haideți să recunoaștem, falia care s-a până la urmă evidențiat în toate disputele astea între gruparea Blaga, gruparea Udrea, este o falie mult prea adâncă care nu poate fi rezolvată la nivel de contestații juridice. Până la urmă, ceea ce nu înțelege domnul Olteanu și alți foști pediști și feseniști este că noi ne despărțim de o cultură politică, noi ne despărțim de un mod de a fi, noi ne despărțim de un stil de viață când ne despărțim de dreapta asta amestecată și coruptă. Noi nu putem să acceptăm că furtul este singura idee care te mână în lupta politică. Noi nu putem să acceptăm că până la urmă șmenul, că bacșișul, că peșcheșul, că teșchereaua și alte cuvinte de extracție turcească reprezintă finalitatea proiectului de modernizare a României. Nu, domnule Moraru, ceea ce se întâmplă în toate partidele actuale, repet, insist, toate, și s-a văzut la ultima bătălie, este o confirmare a moștenirii sultanismului de tip otoman. Foarte pe scurt, ce înseamnă asta? Noi nu ne-am modernizat și noi încă îngropăm aspirațiile unui Carol I sau tuturor, toate aspirațiile părinților fondatori ai României moderne. De ce spun asta? Pentru că noi vedem în centrul unei structuri de putere, cum este USL-ul. Uitați-vă la Ponta, da? Pe cine numește domnul Ponta la Casa Națională de Asigurări de Sănătate? Pe un domn care a fost medicul său de familie. Pe cine numește domnul Ponta la vârful bucatelor, care înseamnă doar 4 miliarde de euro? Pe omul care l-a salvat, pe Haysam, da? De pușcărie, dându-i un diagnostic fals. Deci, oamenii de familie, cuscri, cumătri, rude, prieteni, amante și așa mai departe. Ăștia, oamenii ăștia fac parte din proiectul politic al vizirului sau al sultanului pe numele său Ponta, pe numele său Antonescu, pe numele său Pinalti sau mai știu cine. Acești oameni gândesc în termeni de patrimonialism, adică ei văd țara ca pe o extensie a proprietăților private. Vila din Băneasa, vila din Snagov, vila de mai știu unde, este pur și simplu prelungită de autostrăzi, de drumuri și poduri, de orice înseamnă proiect de infrastructură cu bani de la stat și scopul final este să-ți înmulțești conturile. Ei n-au niciun alt gând privind țara, privind copiii, privind nepoții, privind cei care nu s-au născut încă și care se vor trezi cu mii și mii de euro datorii fiecare copil și fiecare familie într-un mod nedrept. Acești oameni, după părerea mea, merită disprețul nostru, acești oameni merită o condamnare istorică la un trecut care nu le face cinste. Și cred că Noua Republică vine și spune ceva foarte, foarte simplu și mă gândeam cum aș putea ilustra, nu cred că aș putea ilustra altfel decât cu o foaie de hârtie. O foaie de hârtie care arată așa, este o foaie de hârtie neagră, așa cum a arătat comunismul, în care ni s-a spus că suntem cu toții proprietarii unor bunuri comune, de fapt Ceaușescu era stăpân peste bucate. În 1980... Da, eram proprietari, cum era, proprietari, producători, proprietari și beneficiari. A existat o perioadă neagră pentru adevărații proprietari care aveau, ține bine minte, aveau pământuri, vorbesc de colectivizare, aia, perioada respectivă a fost cea mai cruntă perioadă din România modernă, ce era scris pe hârtie era de fapt o ficțiune. După perioada asta neagră a urmat o scurtă pauză, să spun 3-4 luni din câte mă amintesc, era mic, nu-i așa? Și în 89, în decembrie 89 și în ianuarie 90, nu, această frântură, această distanță scurtă de timp între prăbușirea unui regim și nașterea unui nou regim a fost distanța bunei vestiri,
Credeam și noi atunci, într-adevăr, după moartea lui Ceaușescu, după îngroparea cadavrului numit Ceaușescu și regimul dinastic al Partidului Comunist Român, noi am crezut 2-3 luni că tot poporul, nu-i așa, devine proprietar pe avutul țării. Cât era avutul țării? Mă tot gândeam cu niște prieteni să facem niște calcule. Sigur, suntem undeva la peste 100 de miliarde de dolari activele statului român. Câteva luni de zile... Știu eu, exista o evaluare făcută de americani prin 78. Atunci ei au evaluat România la 170 de miliarde de dolari. Deci, sunteți pe aproape. Avem ani de zile de muncă a celor care au de muncă asumată de cei care au făcut uneori canalul, de unii care au făcut închisori, dar alții care n-au făcut nici canalul, nici închisorile și care au muncit pentru hidrocentrala de la porțile de fier, care au făcut mult pentru ca să avem o industrie în țara asta. Da? Ani și zeci de ani de muncă care au fost îngropați în câteva luni, da? De cei care au venit și care au creat o nouă realitate. O altă perioadă neagră pentru majoritatea românilor, care este perioada de tranziție. 23 de ani. Ce era în schimb la acest interval? Că asta e cel mai important de spus românilor. Ce aveam noi la acest interval? Păi noi aveam niște enorme oportunități, domnule Moraru. Noi aveam în primul rând zero datorii. Zero datorii, datorii publice ale statului român în raport cu orice, să spunem, instituție de finanțare, de creditare. Dar mai aveam un lucru. Noi eram cu toții, până la urmă, acționari într-un posibil fond de investiții național, cum are depinde... Eram acționarii României, cu tot ce avea România, practic. Norvegia are acest model când vine vorba de extracția petrolului, nu? Deci noi puteam 20 și ceva de milioane, 23 de milioane, să fim dintr-o dată beneficiarii unei perioade luminoase, o perioadă senină, luminoasă, albă, aș spune în istoria noastră. Ce ni s-a oferit? Aceeași beznă, același întuneric, care a început cu furtul reglementat de către domnul Văcăroiu, cu Poniadă și așa mai departe. Marele transfer, marele jaf, transferul din proprietatea publică. De fapt, publică, prin Poniadă și jefuitorii, ce au transferat toată proprietatea României care aparținea tuturor românilor în proprietatea unora. Că doar unii au pus mâna pe fabrici, pe uzine, terenuri, pe terenuri, pe CAP-uri, pe IAS-uri, pe păduri, pe lacuri, pe tot. Vorbiți cu Ginere, vorbiți cu tatăl doamnei Daciana Sârbu, domnul Ilie Sârbu, marele latifundiar de Banat, și întrebați-l cum a pus el mâna pe câteva sute și mii de hectare. Prin acest transfer care a fost organizat cu sprijinul FSN-ului și al fostei securități. După 23 de ani însă, asta este întrebarea. Ce avem după tot acest timp, acest răstimp? Păi avem o țară cu peste 50 de miliarde datorii, dacă e vorba de statul român, și tot noi vor trebui să plătim aceste datorii. Ale statului, tot noi plătim acolo. Chiar și dacă mai avem statului, da. O populație îndatorată la bănci, în principal, familii, da? Tată și... Credite. Și mamă de copil, de copii, 2-3 copii uneori în familie, nu? Credite peste credite. Dar vestea proastă este că pe lângă creditele personale pe care și le-au luat oamenii, statul român, guvernat atât de prost și de așa zisa dreaptă, dar mai ales de această nenorocită și catastrofală stângă, această țară guvernată prost i-a dat unei familii de rând de români încă un credit de plătit. Cu alte cuvinte, suntem în situația halucinantă și incredibilă și imposibil de acceptat de un om normal, ca după 23 de ani o țară care avea 0 datorii și active de peste 100 de miliarde să aibă o populație îmbătrânită, redusă în dimensiuni, 4 milioane au plecat și cu foarte, foarte multe miliarde datorii. Nu, dar fără... nu mai avem fabrici, nu mai avem resurse, că le-am dat pe astea, pe toate. Fără nu să avem... poți, exact, fără să poți să spui că mai ai încă petrol, pentru că l-a plecat la austrieci, fără să poți să spui că ai rezerve mari pe care să le poți folosi, pentru că ele au fost concesionate mai știu eu cui, în orice caz, nu în interesul acestui popor. Deci, într-un fel, simt nevoia să spun că ar trebui să începem o discuție despre politică plecând de la un diagnostic. Eu cred că acest diagnostic este omis. Eu cred că noi vrem să avem părticele de diagnostic. Știți, oamenii de dreapta, așa zis, de dreapta din țara asta, mulți dintre ei, vor să uităm niște episoade, să uităm eventual felul catastrofal în care PNL-ul, de pildă, a guvernat între 2005 și 2008. Mă gândesc acum la ce a făcut domnul Varujan Vosganian cu BCR-ul și alte privatizări. Vrem unii să uităm ce s-a întâmplat cu enorma îndatorare publică creată sub regimul Boc. Unii vrem să uităm faptul că în această perioadă un întreg baronat sau sultanat de partid
a ajuns să pună labele pe toate resursele. Cum poți schimba povestea asta? Cum poți aduce o pată de lumină în acest peisaj? Ce vrem să alegem în continuare? Partea neagră, moștenitoare acestei sinistre perioade comuniste, partea neagră a tranziției obscure în care aranjamentele transpartinice cu PNG-ul lui Becali, cu Oprea și UNPR-ul lui, mai mult sau mai puțin improvizat, cu Partidul Conservator al lui Voiculescu astăzi, mâine fără el. Vrem ca toate aceste aranjamente să aducă lumină? Eu nu cred că vom putea niciodată să-i convingem pe români că această perioadă tristă, sinistră, are ca explicație un simplu accident. Vezi, doamne, criza economică provocată în America sau mai știu cine. Această criză, această nenorocire, acest întuneric, această povară are cauze endemice și, aș spune, endogene, ca să vorbesc și într-un limbaj tehnic de specialist. Cu alte cuvinte, are cauze interne în incompetența crasă și vinovată a unei întregi clase politice care astăzi ne vorbește despre nu știu ce reșapare, nu știu ce reschimbare. Eu m-am săturat de ciorbe. Eu m-am săturat să amestec borșul cu o supă de tăiței și să cred că din asta este un mare experiment culinar. Nu cred decât în curăția unor oameni care chiar își pun banul acolo unde și se jură și care în general pun banul lor și nu banul de la stat în acest proiect. Nu cred decât în idealurile acestea care au schimbat civilizația occidentală, care înseamnă libertate, proprietate, respect pentru familie, pentru tradiție, pentru inteligență și pentru inovație. Bun, mi-a plăcut cum m-ați dus și am înțeles că Partea Albă este noua republică. Partea Albă trebuie să fie un partid cinstit care nu are nimic de care nu datorează nimănui nimic și care nu are nimic de restituit în termen de obligații, favoruri. Domnule Morar, eu am luptat împreună cu alți oameni pe care respect anul trecut pentru statul de drept, pentru că mi s-a părut esențial și cred că am fost validat și de Comisia Europeană și de Departamentul de Stat American în lupta noastră pentru statul de drept, fiindcă mi se pare că uneori trebuie să uiți de dreapta și de stânga și să vorbești despre democrație sau despre statul de drept. Dar nu pot, după această, zic eu, aventură mai degrabă de succes pentru noi, cei puțini care am apărat statul de drept și dumneavoastră, nu vreau să îngrop niște adevăruri, nu vreau să amestec lucrurile, nu vreau să cred că soluția este, repet, acest aliaj adesea toxic între substanțe care se exclud. Iertați-mă, v-am întrerupt când mi-ați spus întrebarea. Oamenii vă spune, da, de ce, cum adică sunteți dumneavoastră Partea Albă? Care-i... Pentru că din ce îmi spun oamenii, de exemplu, pe blog, pe site, că oamenii știu că v-am simpatizat. Oamenii știu și știți că eu sunt foarte deschis, nu mă feresc atunci când am câte o simpatie și am scris-o și pe blog. Oamenii știu că atunci când v-ați lansat în urma unui apel pe care l-ați făcut și au venit oamenii la Preoteasa, știți că, vă aduceți aminte, că am fost, cred că, singurul invitat, nu? Sau mai fost și alții. Nu, ați fost singurul invitat din partea presei libere. Și v-am spus niște lucruri acolo ca un sfat. Însă ce vreau să spun este că oamenii spun, ok, uite, Nașu TV a zis acum un an ceva, Morarul ăla, poate că l-au crezut 200 de oameni. Noi am avut electorii noștri. Deci, repet, în milioanele de oameni care s-au uitat la Nașu, aveam 11 milioane de români care se uitau frecvent la Nașu în 10 ani de carieră. Doar 200 au zis, dom'le, credem la început. 200 credem în Nașu. Dar Nașu, după un an de zile, tot ce le-am spus acum un an de zile, astăzi s-a adeverit. Astăzi, și colegii, treceți și voi cu RCS-ul, ați spus, da? Puneți acolo, nu? Să știe și telespectatorii care ne urmăresc de atâta timp că am intrat de astăzi și pe RCS. Deci, oamenii vor lucruri concrete. Chiar dacă vorbim de televiziune, partii de cutare. Dacă nu mă întreabă cineva, dom'le, ok, îl susțin, bă, nu sunt simpatic, dar concret ce va face el? Că Partea Albă trebuie transferată în viața românilor. Partea asta albă este, din fericire, pentru noi cei de la Noua Republică, o foaie pe care am început să scriem de ceva vreme, de câteva luni. Am început să scriem de la, evident, principii, că nu poți totuși să începi în viață. Totuși, o spun ca un om credincios până la urmă. Știți, când ți se clatină barca și valurile parcă te scufundă, nu știu, nu cred că te uiți la valuri, cred că te uiți undeva sus în văzduh, în căutarea unor stele.
Stelele care sunt călăuzitoare pentru noi sunt principiile. Principiile de la care nu ai voie să abdici. Principiile care l-au ținut în viață și pe Coposu, care l-au ținut în viață și pe Maniu, atât cât s-a putut biologic. Din acest punct de vedere, deci, am pus pe această foaie de hârtie niște valori, niște principii care sunt principiile, repet, unei largi familii politice care l-a dat pe Ronald Reagan, care l-a dat pe, care a dat-o pe Margaret Thatcher, care l-a dat pe Helmut Kohl. Sunt principiile de dreapta, o dreaptă democratică și curată, care pune în valoare inițiativa, munca, curajul, talentul, care răsplătește efortul, care mai degrabă penalizează, știu și eu, asistențialismul și în orice caz penalizează, aș zice... Bun, dar aici vreau să vă întreb puțin. Am o problemă pentru că eu ca și om care votează, și mă vorbesc strict doar de mine, mă uit că brusc este o invazie, cum n-am mai pomenit, de oameni, toți vor să construiască dreapta. Deci, dar unde erau președintele României vrea să reconstruiască jumate, dreapta. Alianța DA nou formată vrea să construiască bun. Dreapta. Elena Udrea vrea dreapta. Da, Vasile bun. Blaga vrea dreapta. Bun. PNL al lui Crin vrea dreapta. Dumnezeu, să am atâtea drepte în țara asta. Bun, domnul Moraru, pe această hârtie, deci, am pus niște principii care, după părerea mea, trebuie verificate. Uitați-vă cu oamenii. Pentru că ce este un produs politic până la urmă? Este o colecție de personaje, candidații și oamenii de partid care muncesc de dimineața până seara pentru acest partid, dincolo de candidatura la niște alegeri sau altele. Deci vorbim despre niște oameni, vorbim despre niște principii, vorbim despre niște valori și vorbim despre niște politici publice. N-avem noi timp, cred că acum, să vorbim despre ce vedem ca fiind imperativ în domeniul educației. Deși sunt dascăl și mi-aș dori foarte mult să vorbesc despre asta, poate n-avem răgazul, dar am să adaug imediat că pentru mine un dascăl care muncește de dimineață și până seara, care își educă elevii, nu trebuie să aibă același salariu ca acel dascăl care întârzie la cursuri, care întârzie la ore și care are zero performanță la un bacalaureat. Această lipsă de diferențiere între dascălul harnic și cel care este mai degrabă leneș, este o lipsă de diferențiere bine orchestrată, bine gândită, bine pusă în aplicare de socialiști. Plină, dacă țara e plină de dascăli leneși. Nu poate să fie așa, fiindcă vorbiți limba română corect ca și mine și ca și multe milioane de telespectatori. Nu se poate să avem mereu această prejudecată, dar mergem mai departe. Deci, cum poate fi verificată noua republică? Păi eu le spun celor care poate nu se așteaptă să zic acest cuvânt, nu credeți, dar cercetați. Cercetați să vedeți. Nu mă credeți pe cuvânt, dar cercetați să vedeți cum arată vârful acestui partid, care sigur a avut un congres de înființare anul trecut, vom avea un congres extraordinar pe statut anul acesta. Și veți vedea, antreprenori, domnul Moraru este un om pe care îl admir și pe care îl prețuiesc foarte mult, n-am să dau numele din respect, dar nu pot să nu evoc povestea lui, care astăzi, în vremurile astea cumplite în care guvernul USL crește taxele și alea locale și alea naționale, dă de mâncare la 40 de familii. E în zona construcțiilor, da, undeva în Transilvania. Omul ăsta muncește de la 6 dimineața până la 7 seara pentru firma lui și pentru cei angajați, dă pâine oamenilor și mai ales le dă o speranță și le dă și o profesie, deci și o stimă de sine, iar de la 7 seara până la 12-1 noaptea lucrează pentru partid și stă cu familia. Acești oameni care jertfesc din viața lor bani, timp, sudoare, acești oameni vor putea schimba țara. Nu cei care n-au făcut nimic în viața lor, care n-au cu ce să se laude în profesia pe care o au sau nu o au, majoritatea nu o au. Păi nu poți să-mi vorbești mie, nu vă supărați, că văd și eu această teribilă plăcere mai nou pe la unii lideri și pseudo-lideri de a prelua mesajele noastre. Am avut faimosul copac al valorilor, o spun acum. Am avut un superb copac și îl mai avem, stejarul valorilor de la Noua Republică, în care am pus niște afirmații fundamentale și pozitive. Eu cred, eu pot, eu vreau, eu respect meseria, eu nu fur, da? Eu respect Constituția. Toate aceste superbe verbe au fost convertite de doamna Udrea în niște substantive pe care ea l-a pus pe un contur feminin. Noi avem Noua Republică, doamna Udrea a zis să pună totuși ca moțiune Noua Românie. Mergem mai departe. Aud că foarte multă lume vorbește despre meritocrație. Sigur că nu există monopol pe acest termen și l-ați folosit și dumneavoastră și domnul Primo și atâția alții. Dar parcă nu merge să spui tu meritocrație, tu om politic care nu prea știi dacă ai o meserie și mai ales dacă ai supraviețui în jungla asta teribilă a capitalismului balcanic fără sprijin politic masiv. Nu știu dacă unii și-ar putea plăti mașinile.
dacă unii și-ar putea plăti excursiile în străinătate și mai ales stocurile și eventual poșetele din banii pe care ar câștiga de pe piața liberă. Pe piața liberă banii se fac foarte greu, cu foarte multe sudoare și în general de profesioniști. Foarte mulți oameni nu știu o meserie și intră în politică pentru a găsi un substitut. O să mă întrebați, dar dumneavoastră ce meserie aveți? Și o să vă spun foarte simplu, aceea de dascăl. Am scris 7 cărți până acum, am publicat 10 de articole, cred că oricând, la orice oră din zi și noapte, în fața unor elevi de clasa 18, de clasa 12 la 18 ani sau unor studenți între anul 1 și anul 4, poate și la masterat, nu cred că m-aș băga și la doctorat, deși am un doctorat la Londra, dar cred că oricând în fața acestor oameni tineri aș putea să le vorbesc despre istoria ideilor din filozofie. Deci am o meserie. Nu mi-e rușine de ea. Ce mă sperie însă este că impostorii, că parveniții, că marii beneficiari ai tranziției este amestecate, ne vorbesc nouă acum despre mari concepte cum ar fi conceptul de meritocrație. Dar dumneata, mătăluță, ce ai făcut în viața asta? Înainte de a face politică. Cine te-a lansat în viața politică? Cine ți-a cumpărat sau nu postul într-un barou avocățesc sau altul? Sunt întrebări care mă neliniștesc. Nu, domnule Neamțu, lăsați-mă și pe mine să vorbesc, vă rog frumos, da? Ați vorbit foarte mult. Trebuie să-i dăm ce a lui Primo, e a lui Primo. Până să facă Laurențiu Primo prima emisiune ca invitat la Nașu. Și ca iar apoi ca realizator, pentru că i-am spus omului, dom'le, văd că te lupți, crezi. De exemplu, Laurențiu Primo nu mai crede în viitorul acesta al partidelor politice, al stilului ăsta de 7.000 de consilieri. Crede într-o altă organizare. Aș scrie și o carte. Și am zis, ok, fă o emisiune. Eu sunt gata să sprijin până la urmă orice altceva decât poate că sunt și eu de acord cu acești 23 de ani de soluții. Dom'le, noi i-am și iubit pe mulți din oamenii ăștia. Da? Noi românii, da? Ne-am dus, i-am iubit, îi îndrăgim, deși mulți de acolo ne-au sărăcit. Poate că din cauza lor am pierdut apropiați, fiindcă sistemul sanitar e la pământ și n-a putut salva vieți. Din cauza acestor oameni politici, trebuie să le spun pe toți la un loc, îi bag în aceeași oală, mor copii în fiecare zi, fiindcă nici măcar n-au șansa să poată fi duși în străinătate să fie operați. Nu se găsesc 1.000 sau 2.000 de dolari. Deci, până să vorbească primul de meritocrație, la noi nu se pomenea în politică termenul ăsta. Eu cred că mulți vorbesc, dar nici nu știu ce înseamnă meritocrația. Eu vă arăt documentele fondatoare ale Noii Republici, februarie 2011 erau câteva texte, dar în februarie 2012 deja era un manual de identitate. Chiar avem conceptul, dar nu-l revendic eu. Nu, altceva vreau să spun. Altceva vreau să spun legat de bandada care există pe partea dreaptă, cum spun oamenii ăștia care candidează. În patru zile, am auzit și Monica Macovei, și Blaga, și Udrea, și mai nou și Mihai Răzvan Ungureanu, des pomenind cuvântul ăsta meritocrație. Dar unii au dreptul, alții mai puțin. Unii au o meserie și s-au validat în ea și pot să spun că, de pildă, domnul Ungureanu are o meserie și s-a validat în meseria sa de diplomat. Corect, dar ce vreau să spun, disperarea oamenilor de a ambala fie și în meritocrație strângerea de voturi. Pe mine asta mă sperie. Faptul că, dom'le, Ponta și cu Crin Antonescu au încolonat 4,5 milioane de români, e adevărat, mai puțin cârcotași, mai puțin fițoși, mai puțin orgolioși, da? I-au încolonat, i-au trimis la vot ca pe o armată și au votat. În partea asta avem un electorat care oricum e zbanghiu, oricum e fițos, oricum are păreri, oricum se pricepe la tot. Dacă noi avem asemenea lideri buimaci, care nu mai știu ce să comunice, e foarte grav. Adică faptul că toți vor să construiască dreapta pe mine mă sperie, pentru că eu vă spun tuturor și dumneavoastră, dom'le, n-ar trebui cumva să oprim prăbușirea României? N-ar trebui să ne salvăm cu toții? Domnule Moraru, și când ne-o fi bine, stăm frumos la șuete, filozofăm și vedem stânga, dreapta, centru, că acum vine domnul Diaconescu, care m-a lăsat perplex. Domnul Traian Băsescu ieri spunea că vrea să construiască dreapta pentru 2016, dar mișcarea populară pe care o propune Cristian Diaconescu spune, zice, nu, noi facem la centru. Adică
Doare capul. Știți, deci era o rubrica lui Radu Costașu care se numea Extremist de centru. Există și această specie. Din viață un extremist de centru. Da, asta spun, adică ăia la USL, la PSD, încolonați, militarie, merg înainte și nu există în țara asta ceva care spune, băi, alo, să salvăm România. Domnul Moraru, sunt de acord cu noastră cu o singură precizare. Faptul că eu am un crez politic, care sigur că are și niște titulaturi în manualele de politică și, în primul rând, mă refer la republicanism, mă refer la doctrina de dreapta, capitalism, Constituție, stat de drept, proprietate și așa mai departe, asta nu înseamnă că eu ignor marea masă de oameni hotărâți. Eu cred, dimpotrivă, că un element de empatie creștină totuși este buna vestire. Ne obligă să luăm în calcul oaia cea pierdută. Până la urmă, dacă Iisus Hristos a venit nu să propovăduiască pentru cei drepți, nu? Pentru cei care luând modelul fariseilor, erau impecabili într-o virtute rece și distantă, și dacă totul s-a uitat și la prostituată, s-a uitat și la vameș, s-a uitat și la cel care a căzut, cu atât mai mult un om politic, cum sunt eu, nu are voie să ignore faptul că milioane de români au votat USL-ul, de pildă, și au fost de câteva luni de zile dezamăgiți de minciuna numită, vă dăm cu dreptatea până la capăt, vă dăm banii înapoi și așa mai departe. Deci, pentru mine, într-adevăr... Zis, vă dăm banii înapoi cu o mână și apoi vă luăm cu două mâini. Asta n-au mai zis. Vă luăm cu două mâini. Pentru mine este limpede că fermierii care poate s-au așteptat ca un guvern de stânga să dea mai multe subvenții s-au trezit și au înțeles că avem un prost, dacă nu cumva chiar un dobitoc, la Ministerul Agriculturii, care a făcut praf viețile multor oameni care în zona prelucrării laptelui și a zootehniei, da? Astăzi se întreabă dacă vor mai avea sau nu ceva de pus pe masă la copii. Această problemă o descopere tot mai mulți. Incompetența, care nu e nici de stânga, nici de dreapta. Există elemente în viața politică care sunt transpartinice. Șpaga și incompetența mi se par elemente universale. Le întâlnim în toate partidele. Să nu creadă cineva că dacă ești de dreapta și ești puțin mai isteț, pentru tine șpaga devine are mai multe circumstanțe atenuante. Deci nu despre asta vorbim. Vorbim doar despre faptul că eu personal am un instrument cu care vreau să ating o țintă și această țintă înseamnă într-adevăr tot electoratul român care este scârbit și dezgustat de opulența unora care au făcut bani pe spatele a milioane de români jefuiți și îmbolnăviți și îngropați de vii de multe ori și pe de altă parte de incompetența celor care vorbesc fără să știe despre ce vorbesc. Oameni care sunt în comisii juridice și nu au studii de drept. Oameni care sunt în comisii de cultură și au luat bacalaureate la 24 de ani. Oameni care vor să scrie o Constituție nouă și nu înțeleg o iotă din ce înseamnă tradiția constituțională europeană. Această incompetență generalizată la nivelul întregului stat român, domnule Moraru, falimentează țara. E o incompetență care nu e una de ghișeu. Cum să spun eu? Da, la poștă, dacă ai greșit eventual adresa, o schimbi, cumpări un plic și pui un nou timbru. Nu e vorba despre asta. E vorba despre o incompetență sistemică la nivelul a mii și zeci de mii de oameni cumpărați de aceste partide pentru a face mai degrabă rău României decât bine. Da, acum vă întreb. Pare să că, mi-e așa îmi pare, trebuie să scoare planul clar pentru a construi mișcarea populară. Altfel decât credeam eu. Eu ieri credeam că atunci când am scris pe site, pe nașul.tv, am crezut că va fi o mișcare populară care va lua de peste tot, că așa se spunea. Luăm și de la PPDD, și asta sugera și Traian Băsescu, luăm și de la unii și de la alții. Deci așa mi s-a părut. Astăzi văd că se dă o altă orientare. Da, bun, până vedem ce vrea președintele, nu suntem chiar... Dumneavoastră, veți da curs unei invitații, nu știu dacă veți primi invitații, să intrați cu toții alături de alianțe, de Monica Macovei poate, de alții, să fiți în această ligă, sau cum să o numi, marea adunare, marea mișcare populară? Domnule Muraru, mi-ați pus trei întrebări, cred că într-una singură. Sunt totuși mari... O scot pe a doua și mai... Sunt mari diferențe. Monica Macovei este poate cel mai titrat europarlamentar român care se bate pentru o cauză dreaptă de atâția ani. A ajutat și Macedonia, dacă țineți minte,
când a lucrat pentru această țară, să iasă din topul corupției și să intre mai degrabă în topul investițiilor străine. Macedonia a avut un fenomenal moment de creștere după ce s-a curățit politic. S-a curățit de elementele de corupție politică. Doamna Macovei este un asemenea campion al luptei. Nu văd de ce doamna Macovei nu ar avea un loc, să spunem, într-o structură politică, într-un partid cum este Noua Republică, care este născut, iar nu făcut. Nu este un partid care a fost luat din registru partidelor precum alte partide care au fost reinventate și reeșapate. Suntem un partid care s-a bătut pentru integritate și sunt probe pentru asta pe parcursul întregii construcții ARD. Am avut cea mai intransigentă poziție față de toți ceilalți actori și am fost de multe ori criticați pentru această intransigență. Vă reamintesc că a fost un episod când Noua Republică a fost chemată să plece din sală pentru că n-aveam ștampilă și au făcut-o niște foști aliați, n-am să le dau numele, dar ei știu despre ce vorbesc, oameni care nu cred că s-au purtat corect cu noi câtă vreme eram niște oameni imaculați în intenții și în fapte. Deci doamna Macovei este un cu totul alt subiect decât, să spunem, ce îmi spuneți dumneavoastră acum, proiectul centrist al domnului Diaconescu, nici nu știu de fapt bine, e clar despre că... ce vorbim aici, vorbim despre un ONG sau despre o fundație? E o chestiune recentă, nu știu, înțeleg. E ceva ce nu înțeleg, pentru că e clar că președintele nu putea și atunci l-a delegat pe consilierul prezidențial Cristian Dragnea să facă o fundație. Deodată vorbim de o fundație exact cum a făcut fundația și domnul Baconschi, dacă țineți fundația minte. Fundația Creștin-Democrată, da. al cărui membru fondator am fost și eu. Mi se pare că orice inițiativă, dacă ea își propune de pilă să ducă un plus de coerență doctrinară unor structuri politice, e foarte în regulă, dar nu văd, dacă totuși vorbim despre un proiect politic sau un proiect mai degrabă civic, nu-mi dau seama despre ce vorbim. Deocamdată nu știm. Deocamdată deci, până una alta, mie mi se pare că președintele României are un mandat care va fi consumat în 2014, asta este convingerea mea, poate credeți că sunt prea clasicist și tradiționalist, dar cred că un președinte precum Traian Băsescu trebuie să-și încheie mandatul în 2014, orice ar spune unii oameni de la USL, care tot cer demisia și chiar vor pleca de pe scena politică. Deci după 2014 putem sta de vorbă despre rolul lui Traian Băsescu, care cu siguranță poate fi unul important în coagularea mai multor sensibilități. Este un om care, ca orice om politic, poate să aducă la aceeași masă oameni care, aminte, n-ar sta de vorbă unii cu ceilalți și asta e o virtute. Dar mărturisesc în același timp ultimile apariții care au fost, aș zice, partizane și foarte atașate de o persoană mai mult decât de niște valori, nu îmi dau seama dacă îl ajută în acest demers de coagularea dreptei. Noi suntem pe cont propriu un partid născut ca niciun alt partid în România ultimilor 23 de ani. Sunt în plin turneu de revitalizare a unor filiale, sunt în această săptămână voi fi la Timișoara, urmează să plec la Arad, voi fi după aceea la Cluj, Hunedoara, Deva, Brad, Petroșani. Iată activități care spun ceva despre proiectele noastre. Nu avem ambiții să unificăm noi, cei mici, ceea ce nu reușesc să unifice atât de mulți oameni mari, nu? Și atunci noi mergem pe drumul nostru, în timp ce poate alții vor să zidească, precum Manole, eu știu, câte o Ana în niște ziduri, se mai prăbușesc altele, îi lăsăm pe ei să își termine până la urmă aventura. E vorba totuși de un alt partid, PDL-ul, nu mi se pare corect să-l critic. Vă doresc succes, veți avea un partener în mine cât timp vă păstrați manifestul, sau cum să-i spun eu, îmi place copacul dumneavoastră, îmi place foarte mult, însă vă și obligă la foarte multe lucruri. Cred că aveți un capital uriaș, că n-ați privatizat nimic, n-ați vândut nimic, n-ați tăiat nimic, n-ați promis marea cu sarea. Mai departe însă, repet, trebuie să prindeți din urmă modele și exemple. Aici o să fiu arogant, Nașu TV. Nașu TV a plecat de la o idee cu 200 de oameni, poate 500 de oameni care au crezut în noi. Și astăzi, Doamne, așa se întâmplă, nu știu, cred că cineva acolo sus ne iubește, de bună vestire, iată, fac și eu acest anunț, Nașu este pe RCS, RDS, toate rețele digitale, în toată România!